Alexandru Stoianoglu a fost desemnat de către Consiliul Superior al Procurorilor pentru funcția de Procuror General al Republicii Moldova. Candidatura acestuia va fi transmisă șefului statului pentru numire. Anunțul a fost făcut de către președintele CSP, Angela Motuzoc. Stoianoglu a obținut 74,22 de puncte, cel mai mare punctaj din partea membrilor CSP, după proba interviului. Circa 67,45 de puncte a acumulat Vladislav Gribincea. Ceilalți doi candidați, Veceslav Soltan și Oleg Crișmaru, au acumulat sub 70 de puncte. Alexandru Stoianoglu a menționat că este pregătit pentru a prelua conducerea Procuraturii Generale și nu are nicio apartenență politică. Eu, Alexandru Stoianoglu, jur să respect constricțiile Constituției, legile Republicii Moldova, drepturile și libertățile omului și îndeplinesc conștiincios obligațiunile ce îmi revin. Putem împreună rezolvăm orice problemele care stă în fața Procuraturii. Este adevărat că avem multe provocări, dar sunt sigur că putem depăși toate problemele care avem împreună și asta depinde de la noi, de la fiecare de noi. De aceea sunt sigur că reușim și într-un ceas bun. Stoianoglu a deținut de-a lungul timpului mai multe funcții, printre care și cea de procuror al Unității Teritoriale Administrative Găgăuzia și adjunct al procurorului general. Timp de 5 ani a activat în calitate de deputat, vice-speaker și președinte al Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Comisia instituită de Ministerul Justiției a selectat 4 candidați pentru funcția de procuror general: Oleg Crișmaru, Vladislav Gribincea, Veceslav Soltan și Alexandru Stoianoglu. Această listă a ajuns la CSP abia la data de 18 noiembrie, fiind transmisă de noul ministru al Justiției, Fadei Nagacevski, după ce predecesorul acestuia, Olesea Stamate, a anulat rezultatele concursului. Potrivit noilor modificări operate în legislația în vigoare, Consiliul Superior al Procurorilor selectează o candidatură din cele propuse pe care o înaintează spre aprobare președintelui Republicii Moldova.